Bună, dragilor! Uitați ce vreme frumoasă! Ce fain era, de era mai cald. Din păcate, doar 12 grade la noi. Dar e bine. Oricum, îmi dă o stare de bine vremea asta. Nu e mohorâtă, nu e norat, nu plouă. Totul senin, soare, frumos. Mini, tot după mine vii. Dacă nu m-a trezit cățeaua asta azi noapte de nu știu câte ori. Ieri i-a dat Bogdan niște bucăți de carne din alea de porc și i-am spus să nu-i mai dea. Și s-a stricat la burtă. Și de vreo 2 ori m-a trezit, că ea dacă doarme cu noi în dormitor, m-a trezit ca să-i dau drumul să meargă la lădiță. Și când m-am trezit prima oară la 4 și ceva, asta iar vine după mine. Eu am plecat din bucătărie. Marga, lasă-mă, mama, să vorbesc și eu tot vii cu muzica ta. Ce n-am voi cu muzica? Și la pa... Am plecat de acolo și vine cu la 4 dimineața când m-am trezit cu mine. Ce credeți? S-au trezit toți. Bogdan s-a trezit cu oricum pleca la Ploiești să încarce marfă. Bogdan trebuia să plece să încarce la Ploiești și eu m-am trezit la 4 cu cățelul și atunci s-a trezit și Marc. Și Marc l-a văzut pe tati că plânge, că plânge, că pleacă și Marc îi dădea să plângă și uite așa. Nu știu ce se întâmplă cu ananasul ăsta. Parcă zici că pământul se adâncește și rădăcina ananasului se ridică și l-am mai plantat încă o dată și i-am pus pământ până la bază sus și parcă zici că pământul s-a tot lăsat și rădăcina s-a ridicat. El era pus mai pe centru ghiveciului, dar acum parcă zici că a plecat aici și ghiveciul ăsta a rămas în partea asta gol, nu știu de ce. Ceasul e deja vreo 1:30. De dimineață m-am trezit și m-am axat pe curățenie în baie, curățenie prin casă, așa pe deasupra, că eu curățenie fac, cred că ori diseară, ori mâine, dar nu pot să stau să văd că e mizerie pe jos, nu suport. Deci trebuie să bag aspiratorul sau să iau mătura în mână și să mă apuc să dau. Așa, am făcut curat la baie, am băgat la spălat o tură, acum am băgat a doua tură, s-au și uscat, trebuie să le împachetez, că acolo sunt în ligheanul acela niște rufe de împachetat. Am făcut curat la șinșile și până am învârtit s-a făcut deja 12, 12 și ceva, apoi m-am aranjat și eu un pic, m-am spălat. Și acum trebuie să plec până aici la Dârste, este un cartier lângă cartierul nostru, să mă întâlnesc cu Bogdan, să vină cu camionul să mă ia, că el cum a plecat dimineața la 4, a trebuit să ia mașina și noi nu avem două chei la mașină. Asta e a doua mașină pe care o cumpărăm și nu avem decât o cheie, nu avem dublură, din păcate. Și trebuie să mă duc să-mi ia, îmi dea cheia, mă duce la firmă, mă lasă la firmă, el pleacă în treaba lui la muncă, iar eu mă duc să-mi iau mașina să o aduc. Că nu are rost să stea acolo o săptămână sau câteva zile până se întoarce Bogdan. Nu mai dai muzică? Bravo! Până se întoarce Bogdan, să stea acolo mașina degeaba. Mai ales că eu poate mai am nevoie pe aici, pe acolo, de ce să umblu cu copiii și cu virusul ăsta, să umblu cu autobuzul sau ce știu ce se mai ivește, să mai merg pe undeva și mai măcar cu copiii. Așa ți sui în mașină, ai plecat și ți-ai făcut treaba. Sau cu mașina te miști mult mai repede, cu autobuzul stai, pierzi timpul în stații. Nu neapărat că nu m-aș duce, m-aș duce, dar m-aș duce singură. În momentul când ai copii, deja e greu să stai să-i cari după tine și dacă mergi la cumpărături, te chinui cu plasele. În taxiul, dacă te duci să iei un taxiul sau să iei un Uber, se strâmbă că ești cu copiii după tine și am nimerit de foarte multe ori taximetri să-mi zică că să aibă grijă să nu facă mizerie, să nu dea cu piciorul să-i murdărească tapiseria, să nu-i murdărească pragul de la mașină și credeți-mă că uneori prefer să nu mai iau taxiul sau Uber-ul, cel, și în trecut cel puțin, că am pățit-o de foarte multe ori. Sau dacă erau copii mici și trebuia să plec cu taxi undeva și mă suiam, îmi luam și căruciorul, se strâmba taximetristul că și cu căruciorul și cu plase și cu genți și cu alea și cred că ați pățit-o și voi, cum cred că toată lumea a pățit această chestie, că sunt tare, tare scârboși cel puțin ăștia de pe taxiu. La Uber nu am nimerit așa scârboși, cred că unul sau doi, dar la taxiu majoritatea sunt, nu știu, cel puțin de la noi de aici din Brașov. În altă parte n-am fost cu taxiul, dar de la noi de aici din Brașov toți se strâmbă când te sui în mașină, toți. Sau
Hai să zicem să nu generalizez și să-i bag pe toți în aceeași oală, poate doar o parte, dar marea majoritate pe care am întâlnit se strâmbau, se uitau urât, îi ziceai bună ziua când intra în taxi, nici nu-ți răspundea, îi spunea la revedere, nici nu se strâng, nici nu-ți răspundea, deci era așa, zici că cine era el și cine ești tu, cum se întâmplă de obicei în viața de zi cu zi și pe la doctor, pe la asistente, pe la stomatologie, pe la avioane când mergi cu avionul și stewardesa se comportă urât cu tine sau cum în cazul femeilor de la CFR când am mai prins controloare din alea, erau atât de sclifosite și de încrezute de nu puteai să le atingi cu prăjina la nas. Deci, n-ai ce să mai zici. Ăștia cred că mă vor lăsa fără lemn în interior. Cușca nu prea are cum să o roadă, deși sper să nu prea să aibă. Partea asta ar fi trebuit să o facă din un metal și partea de sus la fel. Scărița din partea de jos a rupt-o. Chestia de a pune fânul acolo în spate a rupt-o. Roade tot. Plus că au început, nu știu ce să fac, ori să urineze pe lemn, ori habar nu am, uitat și voi ce fel arată, ori puișorii, ori habar nu am, deci ceva cred că fac. Ori și ăștia mari, deși ăștia mari tot timpul găsesc acolo, în acea lădiță, găsesc cum urinează, li se înmoaie pe leții și miroase a urină. Mă gândesc că puișorii ăștia mici fac pipilică peste tot. Partea asta de sus de aici deja mi-a ros-o, uitați și voi, aici mi-a ros, aici mi-a ros. Dacă roade mai mult și ajunge la partea asta, mă lasă și fără gratia asta de sus. Într-un fel, parcă zici că îmi pare rău că am renunțat la acea cușcă, mai bine mai investeam puțin în ea, nu știu. Dimineața am făcut curat și deja o grămadă de praf și păr de la ele. Mai bine aș fi investit în cușca cealaltă și măcar eram în siguranță, dar așa mâine până mă trezesc că mă evadează și din cușca asta. Mie mi s-ar fi părut normal să facă chestiile astea dintr-un metal. L-a făcut din plastic, ăstea se întinde, am încercat să dau asta mai jos tot, se întinde că ele se cațără pe gratile astea și ajunge și roade. Partea de jos deocamdată nu mi-a rosul, dar partea de sus în curând voi rămâne și fără asta și trebuie să improvizez eu ceva, o plasă, bineînțeles că voi ajunge la o plasă, cu găuri din acelea pătrate, mărunte, nu știu, să-i pun deasupra și să improvizez ceva la cușcă, că să stau tot timpul să cumpăr cuși cu 300-300 și ceva de lei pentru ele, sincer să fiu, chiar nu se merită. N-ai, adică iubesc animalele, îmi plac la nebunie, le ador, dar deja când vezi că cumperi și tot investești și vezi că tot îți strică, la un moment dat îți vine să o iei razna. Aici am pregătit hăinuțe remarche, am pregătit șasețele, chiloței, această bluză cu polițistul ăsta și o pereche de pantalonaș, o să-l îmbrac imediat. Ai zis că nu mai pui muzică. Când mă va suna Bogdan să plecăm, cred că mă sună când e pe la predial. Și acum apuc să fac un suculeț. Ai zis că nu mai pui muzică. Vreau să fac suc din portocale și clementine. La noi portocalele și clementinele au... Ce vrei să faci? Și acolo. Păi acolo fac, da. Acum îți fac. Thank you for my fun. Ce ai zis? Thank you for my fun? Sau ce? Așa zice uful, dar e bine că măcar înveți și engleză. E bun că știe să zică thank you, e mulțumesc în engleză. De ce zic eu? Și cum ziceai mai înainte? Thank you so much, nu? For my fun. Aia asta e thank you for my fun. Cred că mulțumesc fanilor sau ceva de genul, dacă înțeleg bine din ceea ce zici tu. La noi nu prea au spor așa... Astea, clementinele și portocalele să le mâncăm așa. Eu am nimerit acum de la Carrefour niște portocale foarte dulci, ceea ce pe mine chiar m-a mirat. În luna octombrie portocale dulci, știu că prin noiembrie, decembrie încolo. Și sunt atât de dulci, am desfăcut aseară o portocală și am mâncat Marc, dar mai degrabă le consumăm sub forma de suc, așa că, nu știu, așa ne atrage pe noi. Ia să mă apuc să fac suculețul ăsta de... Eu plâng de tine că tu m-ai țetat pe ea, nu mi-e doar capul că mă țet cu tine toată. Și că eu plâng de tine, nu-mi doare capul că m-a țetat, că ne țetăm toată ziua. Uitați cum arată această clementină, zici că e seacă. Thank you. Eu și fac și eu. Lasă că faci și tu. Nu, tu mi dai una.
Tu mi dai mână. O să-ți dau mână, da, stai să tăiem aici portocale și clementine. Da, cred că îmi trebuie multe portocale și clementine să fac sucul ăla la un litru jumătate. Mă auzi capul meu. Nu mai auzi capul tău? De ce nu mai auzi? Foarte bine, capul meu. Ia uite ce te nervează și aici. Cu mama. Și cine nu te lasă? Tu. Nu te ias în pace și vorbești. Te las, gata. Hai vorbește cu mine, spune. Da. Thank you. De cine îți place asta la gunoi? Mă pui aici. Da, o să pun. Pun aici. Sper să nu ne sune tati acum în momentul ăsta când ne apucăm de suc, că poate vezi că ne sună să ne pregătim. Trebuie să lăsăm sucul și să plecăm, că vine și ne ia cu camionul, nu avem ce să facem. Da. Trebuie să mergem pe rapid, că și el e tot pe rapid, se grăbește, păi. Normal, și el trebuie să plece mai departe. Da, mam, serios. Nu vine să crezi? Da. El oricum are drum să vină de la Ploiești pe aici prin Dârzi, te trece. Doar că el trece prin centură și trebuie să ne ducem spre el încolo. Hai că am curățat portocale și clementine. Mai am, nu știu ce mai am aici. Clementine, mai am portocale, nu mai am, mai am niște grezi. Cred că am băgat și niște de astea, dar oare să... Cred că ăsta las la urmă, să vedem dacă nu mi ajunge. Poate bag și nu-și dă seama Marc. Deci am tăiat clementinele și portocalele. Portocalele toate pe care le aveam și clementine mai am câteva, dar în cazul în care văd că nu mi ajunge, cu toate că nu e o logică sau ceva 100% să iasă bidonul acela plin. Acum aș dacă iese pe jumătate, asta e. Dar aș fi băgat și două grefe din astea roșii, aș fi băgat, că sunt sănătoase. Eu te-am certat pe tine? Vai, dar nu te-am certat, dragule. Păi eu te las, dar te-am rugat măcar când filmez și eu să pui un pic pauză, ca să pot să mă înțeleg și eu, că dacă tu vii tot după mine, eu nu mai pot să filmez nimic. Nu mai pot să vorbesc aici cu oamenii. Păi, mai înțeleg oamenii ăștia nimica dacă noi punem muzică și se aude doar muzica. Ce vorbesc eu, nu se vede. De ce așa place? Păi cum de ce așa-mi place mie? Așa este normal, nu așa-mi place mie. La fel muzică. La fel muzică, portocalele astea sunt zemoase și asta e fai, că sunt zemoase și... Văd că deja curge suc. Lasă că o să faci și tu imediat. Imediat vei face și tu. De ce? Pun acolo, tandi și eu. Da, știu că mi-ai zis tu. Imediat îți dau să faci. Ți-am spus că eu sunt pe grabă și tu, până stai să faci o portocală, durează o grămadă de timp. De ce? Nu știu de ce. Tu să zici de ce. Eu, uite, fac un doi. Pe ce-ai luat acolo? Ai mai luat o portocală tu? Da, vreau să fac eu. Dar ce vrei, să mănânci portocală sau vrei să bei suc de portocale? Vreau să bei suc de portocale. Ia să închid eu video și să-l sunăm pe tati să vedem unde e. Da, mânuța, unde plecăm noi doi? Da, zic că plecăm acoaia noi. La școală? Da, zic că plecăm noi acoaia. Da? Da. Și unde ai crezut tu că e mașina noastră? În parcare și nu e, așa-i? Cine a luat-o? Eu că mie mi-e rușine că filmezi pe mine. Ți-e rușine că te filmezi pe tine? Da, eu. De astăzi trebuie cu mască pe stradă. Mi-am pus și eu așa, preventiv. Mai ales așa printre case. Dacă mă duc așa într-o aglomerație sau așa, o mai ridic, da. Măcar să respir și eu un aer curat. Din păcate, noi, cei care suntem vaccinați și aici nu vreau să credeți că fac vreo discriminare, nu avem cel puțin nimic benefic așa din ce am văzut. Da, da, uite așa, deci nu avem nimic benefic că suntem vaccinați. Poate să zicem o intrare la un restaurant, la un mall, la anumite locuri, cinema sau așa, că ai certificatul ăla, dar în rest... Te pune tot să umbli cu mască, sunt zone unde îți cere să-ți faci testul COVID chiar dacă ești vaccinat
Și așa că nu înțeleg de ce se mai vaccinează oamenii, sincer. Mergem pe jos pentru că trebuie să ajungem acolo. Tata trebuie să meargă pe jos. Da, la camion. La camion, nu? Aici, uite. Selinu a mai venit cu noi, a rămas la o prietenă acasă. Da. Hai. Dacă nu o fi de mașină. Uite, nu. Haide. Uite un avion. Și uite un acocan aici. Hai că nu știu dacă vede. Hai că ajunge tati înaintea noastră. Cu tine până merg, moșulică. Frunze multe, vezi? Peciul ăsta doar anul ăsta o să-i vină. Mai mari nu avea. Mie mi-a plăcut așa mult. Uite încă unul. Uite încă unul, doar că... Da, mi s-a părut așa că-s de fetițe căciulile astea. Da, vorbește băiețelul cu tine, vezi? Trebuie să tragem așa mai în spate, că și cu spatele gol. Fugi cu băiețelul, joacă-te! Ce fain, Marc s-a întâlnit cu tati! Ați adă! Ia uite ce fain, se vede de sus! Uite încolo, în față, ce fain e! Da, acolo e fain! Ăla, acolo, după Ramada! Wow! Și șinele de la tren, da! Da, așa! Noi ne-am jucat cu frunzele, da! Hai, de mine, Marcule, și pe mine nu m-ai chemat? Nu, nu! Vai, nu mai tu te-ai jucat! Da, trebuie să parcăm camionul să ne jucăm cu frunzele. Trebuie să parcăm camionul să ne jucăm cu frunzele. Ia uite, Marc, ce tir avem în față, vezi? Da, bună! Bună! Ați-a doi am eu tirul nostru. Oh, îți doreai un tir de ăsta? Da. Mai vrea să-ți ia măta un tir, vezi? Da, din ăla, uite, încăpem. Încăpem. Ne facem c***, uite, că și scrie. Are, are. Da, uite, un curva semn, da, uite, sunt are stop și el se duce... Uite, Marc, ambulanța, vezi? Sunt îmbrăcați în COVID. Da, săraci, nu știu cum de nu le e greu cu măștile alea, combinizoanele alea, vai de capul lor. Trebuie să mergi pe cheia, vezi? Dai seama ce... Dacă pe... ai zis că nu poate să te duci de codul ăla, nu? Unde te duci așa, vreau să poate, dacă ești profesor, da. Să lăuda unul pe stație. A, că să lăuda. Că ești profesor... Da, așa. Păi da, acolo cum e așa de îngust, nu știu. Bine, că au trecut câteva tiruri în coace, au venit. Da, se duce încolo, vezi? Și noi mergem, dar noi nu mergem pe acolo, noi mergem pe centură. Deci era, acum, că unii se descurcă. Ca autostradă, că asta e ca autostradă. Vai, vai, stai, că nu-ți fac nimic. Da. De aveam de la Ploiești până aici, eram de mult. Dacă pierzi mult pe Valea Prahovei. Să mă scurc pe plus aglomerat, plus... Ce mai era? Baterie la telefon? Uite, aici în tabă. Uite-le. Da. Vezi? Uite, da. Și ciobanul stă jos, ăla cu acolo cățelul lângă. Da, și asta era, nu era și asta ciobanul. Mai era, dar mai era și unul mai în spate. Mai erau doi. Da. Am venit la McDonald's. Bucuria lui Marc să dea mâncare la porumbei și la puișori ăștia mici. Uite cum stă aici. Așteaptă, vezi? Da, și dau. Vrei să-ți dau ketchup? Da? Uite cum vin, le foame. Și-a făcut ceva pe masa noastră. Ha, fix acum când trebuie să mănânc. Ce-mi place la nebunie. Dar măcar spunem un șervețel acolo să nu mai văd. Am ajuns și noi acasă. Acum. Am stat la parc. Nu am mai apucat să filmez. Am stat la parc, s-a întâlnit cu verișorii, s-a jucat o grămadă. Și... am ajuns acasă, mi-au aprins aceste lumânări, mi-e place foarte mult să am lumânări așa aprinse, mai ales aici în holul ăsta, cum e tot întuneric. Dacă n-ar fi așa întuneric, nu cred că aș aprinde lumânări, mai ales cum mă duc prin sufragerie, aprind un bec, ce sens ar avea acea lumânare. Am dat drumul la căldură, că am venit și în casă, erau vreo 19 grade, dar nu sunt acele 19 grade care e cu soare afară, deci era un frig de ți înghețau dinții.
Și de acum apuc să fac de mâncare copiilor. În seara asta va rămâne Larisa la noi. Larisa, știți, este verișoara Selenei și a lui Marc. Și să le fac ceva de mâncare. Am dat drumul la o mașină să se usuce rufele. Astăzi am apucat să fac și suc. Și am amestecat cu gref. Deci nu mai am nicio clementină, nicio portocală. Doar două grefe mai am. Și am făcut suc cu clementine, gref roșu și portocale. Dar vreau să vă zic că a ieșit un deliciu această băutură. Deci un suc natural și atât de bun are gustul. Și mă așteptam ca grefuit, Doamne, că mă enervează mereu să pronunț, are gustul amar. Acest gref. Dar chiar nu i-a schimbat gustul sucului. Deloc, deloc, deloc. Și acum trebuie să-mi bat capul. Trebuie să-mi bat capul să văd ce să le fac de mâncare. Nu știu ce să le fac de mâncare. Ia auziți și copiii. Dragilor, o să închei filmulețul. Eu stau cu Betty aici, amândouă am băut câte un Nesquik. Și stăm la povești. Și am zis să închei filmulețul, că mare lucru nu mai filmez în seara asta, nu mai fac. Să aveți grijă de voi, v-am pupat cu mare drag. Pa, pa!